Salut, eu sunt Sorin de la Killer Bananas, iar azi vorbim despre Infinity Drain și anume dacă va mai apărea sau nu un sezon 3. Ok, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să distrugeți butonul de like, cel de subscribe și clopoțelul, pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Bun, hai să începem! Infinity Train este un serial animat realizat de către Owen Dennis, creatorul Regular Show. Am mai vorbit aici pe canal despre el, ba chiar am și un playlist legat de acesta. Pe scurt însă, este unul dintre serialele recente Cartoon Network care se ridică așa peste majoritatea și reușește să iasă în evidență prin povestea sa. Până acum am primit două sezoane din Infinity Train, iar povestea sa a creat doar după primul sezon o mulțime de fani și sunt șanse foarte mari ca numărul acestora să se mărească în continuare. Și cam asta face cumva referire și la titlul acestui clip, pentru că tot va depinde cum se va descurca Infinity Train pe HBO Go și cum va continua, nu știu, serialul să vândă, adică va depinde de cât merch va vinde, de câtă lume se va uita pe HBO Go la el și lucrurile astea cumva depind de noi, adică să ne uităm la el, cumpărăm merch, deși merch chiar am căutat, voiam să cumpăr un tricou. Dar nu este șoc pentru Europa și asta este, chiar am să-i dau un tweet lui nenea Owen Dennis să-l întreb dacă deschide ceva shop în Europa, că nu găsești. M-am uitat și pe Amazon Deutschland și pe Amazon ăsta, UK, dar nu este, este doar pur și simplu, poți să cumperi efectiv sezonul pe Amazon. Da, toate chestiile astea vor contribui cumva la continuarea serialului. Ar fi chiar interesant să apară un sezon 3, dar lucrurile astea depind foarte mult de ce se întâmplă în perioada următoare. Chestiile astea au fost puse chiar de Owen Dennis pe Twitter. Să știți că el este foarte transparent pe Twitter cu privire la Infinity Train și la continuarea serialului, iar chestia asta este chiar faină pentru că așa vedem și noi în ce stadiu se află Infinity Train sezonul 3 și dacă va mai apărea chiar. Oricum, în această perioadă au loc o mulțime de schimbări în ceea ce privește strategia celor de la Turner, compania mama celor de la Cartoon Network. Schimbări influențate pe de o parte de pandemie, dar și de faptul că Turner se extinde foarte mult, în special pe piața aceasta de streaming. Și vă dați seama că în mod clar Turner are în vedere să pompeze bani mai mulți doar în serialele care merg și care atrag mai mult public. Iar pentru ca Infinity Train să facă acest lucru, trebuie să dea dovadă de faptul că merită asta. Da, mamă, ce se întâmplă? Am schimbat camera, ia de uită, da. Voiam să vă arăt o chestie aici, dar de asta am și schimbat-o, că e mai ușor puțin aici. Vă ziceam că cei de la Cartoon Network official shop-ul lor nu este adresat neapărat Europei, adică este adresat mai mult UK-ului. Uitați, hai să vă arăt. So, get free shipping on this Infinity. Ships to USA, Canada, the UK, Australia, New Zealand. Deci nu avem cum, practic, să cumpărăm direct din Cartoon Network shop, le avem doar aici. Și doar atâtea sunt produsele din Infinity Train. Aș fi vrut să fie mai multe, kind of, dar da, și am văzut tricoul ăsta, dar nu-l pot lua pentru că nu sunt din țările astea. Și i-am dat un mesaj lui Owen Dennis, i-am zis pe Twitter, bine, nu știu dacă o să răspundă neapărat, dar am zis că aș vrea să cumpăr official merch, dar nu am cum de pe site-ul Cartoon Network-ului și într-un fel, dar astea, chestiile oficiale îl susțin direct Infinity Train. Adică dacă m-aș apuca să cumpăr, nu știu, de pe... Hai să vedem, uitați, să zicem că m-aș apuca să cumpăr de pe AliExpress, știți? Și avem mai multe chestii aici. Uitați, pe tulip asta deja o am cumpărat-o. Dar dacă ți-ai cumpărat de aici mărci cu Infinity 3, n-ai susține direct serialul, adică nu s-ar duce la creatori. Așa că m-am gândit puțin, bine, în afară de HBO Go, pe care se poate cumpăra doar pentru a vedea Infinity 3 și a te uita acolo, deci dacă aveți HBO Go vă puteți uita direct de acolo și cumva așa să susțineți serialul. Am observat că mai există totuși o mică chestie în iTunes. Avem asta, Running Away, de pe Cartoon Network Music, dar e într-un fel oficială, știți?
Și, na, m-am gândit să cumpăr asta. Pentru că așa cumva susțin serialul în mod direct, știți? Și, da, o să o cumpăr. Acum e melodia asta. Cred că e cea mai cunoscută melodie din Infinity Train. Sper să nu iau copyright în fine asta. Și cam atât, în afară de să vorbesc despre serial, să mă uit la el pe HBO Go, să cumpăr melodiile astea din iTunes, nu știu dacă mai e cum să-l susții, pentru că mărci n-avem în Europa, în afară de UK, bineînțeles, mărci oficial mă refer. Așa că, na, cred că am să cumpăr asta și aia e, știți? Am rezolvat acum, am pus-o, uitați, da, mă rog, e main theme, într-un fel, e melodia oficială. E asta. Hai să închid să nu-mi iau copyright. Mă rog, cam atât. Ideea este că altceva nici nu prea ai ce să faci, să susții, în afară să te uiți pe HBO Go, să cumperi melodia asta eventual, sau să cumperi merch, sau să... mă rog, mărci n-avem pentru Europa, decât să cumperi efectiv serialul și să-l vezi în Amazon. Am văzut că este opțiunea asta. Da, na, chestia este că cam depinde de noi așa să apară un sezon 3 din Infinity Train și deocamdată așteptăm să vedem ce se întâmplă, cum se va descurca serialul, pentru că știrile Cartoon Network sunt într-o restructurare aproape completă acum, odată cu streaming și cu perioada asta mai nasoală, așa. Mie îmi place această serie și am încercat să o susțin cum pot, pentru că mă gândesc că dacă ar apărea și pe postul celor de la Cartoon Network și nu doar pe HBO Go, cred că ar aduna și mai mulți fani. Încă de acum 3 ani când a apărut acest pilot pe Cartoon Network, vă ziceam că pare că Infinity Train are potențial, iar după ce a apărut primul și al doilea sezon, mi s-a confirmat din nou acest lucru. Infinity Train are potențial și ar fi păcat ca povestea să fie abandonată din cauza faptului că nu există interes de partea celor de la Turner sau Cartoon Network. Voi ce spuneți despre Infinity Train? Credeți că va continua? Lăsați un comentariu mai jos și vom mai vorbi. Apropo, aș vrea un total drama bananas.